Încrezător, la primele ore ale dimineții, primarul municipiului Marius Creciu a votat pentru un nou început. A votat pentru Severin, cât și pentru întreaga țară, astfel încât cetățenii să aibă parte de schimbarea pe care și-o doresc de un timp îndelungat. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a mers în această dimineață într-una dintre secțiile amenajate în incinta școlii gimnaziale numărul 8 pentru a vota cu sufletul ca întreg poporul român să aibă un trai de viață mai bun. Am votat pentru partidul care a făcut cel mai mult pentru România, pentru țara noastră. Am votat pentru un nou început în politica social-democrată. Am votat pentru Severin și pentru români. Sunt convins că noi, cei din linia întâi, cei care am fost atâția ani în linia întâi, vom câștiga și anul acesta alegerile, urmând ca pe viitor să asigurăm stabilitatea și seriozitatea de care are nevoie atât de mult în momentul acesta poporul român. Românii pot avea traiul pe care și-l doresc, un trai decent, dacă azi au ales și au votat pentru schimbare. Poporul român are toate meritele să aibă un trai de viață cât mai bun.